alcool la 8 ore, la 12, după masa de prânz sau înaintea ei și așa mai departe. Sunt recomandări relativ simple, dar care pot fi sabotate de memoria noastră sau de alte obiceiuri ce nu reușesc să se acomodeze la rețeta de-a dea prescrisă. Sunt însă așa numiții bolnavi cronici care trebuie să adauge aceste prescripții stilului lor de viață. Pentru că, de exemplu, în cazul pacienților cu afecțiuni cardiovasculare, e vorba nu de un tratament pentru o săptămână, două, ci cam pentru toată viața. Adrian Natura a aflat așadar de ce trebuie să ținem cont și de aceste indicații ale medicului de la dr. Alice Munteanu. După ce ați diagnosticat un pacient cu o boală cardiovasculară, acesta, când merge acasă, trebuie să-și urmeze un tratament. Cât de importante sunt orele la care și care sunt acestea la care trebuie să-și ia tratamentul? Trebuie să fie ore fixe, aceeași oră sau pot varia? Importanța tratamentului în patologia cardiovasculară este primordială, așa, în ceea ce privesc orele de administrare. Mai ales